CERT Transilvania, detașamentul de intervenție în caz de dezastre, este o asociație alcătuită din oameni care au ca pasiune comună off-road-ul. În acest weekend, ei au organizat a treia acțiune umanitară de sărbători. Peste 20 de mașini de teren au străbătut 10 de kilometri pentru a aduce o bucurie oamenilor nevoiași. Am urcat până în vârful muntelui, nu credeam că pe jos aș putea să merg doar aminte cu mașina. Și mergem la cei de la asociația CERT să distribuie produse de bază, să vedeți ce se găsește în cutii, lucruri foarte bune și utile și de bucurie pentru sărbători. Oamenii trăiesc în locuri greu accesibile chiar și pentru mașinile de off-road. Beneficiarii au fost aleși în urma unei anchete sociale. 70 de familii cu mulți copii au primit alimente și produse de igienă. În plus, pentru cei mici au fost pregătite pachete cu dulciuri, rechizite și hăinuțe. Nu au fost uitați nici bătrânii singuri și bolnavi. Nu aveți pensie sau ajutor social? Amândoi? Ajutoarele au fost donate de clujeni, iar o parte au fost cumpărate de membrii asociației CERT Transilvania.